Am început o afacere cu o mașină de tuns iarba, un Ford Raptor și 0 euro în cont, dar cu multă ambiție, așa că hai să vedem ce se poate întâmpla. O luăm, am plictisit de carada asta. Să mă bată tot dacă mi-e pe cineva. Bun. Ok, 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 ok. 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 A, demo. Asta le pun aici. Canapiele de astea saltiele. Adim. Așa. Așa. Asta le las aici. Așa. Așa. Oh. Așa. Așa. Bun, aparent am terminat de cărat totul. Și ar trebui să vedem ce să facem noi cu acest hambar, nu aceasta. Dar până atunci vreau să vedem ce mizerie avem și pe aici. Astea le aruncăm. Astea la fel, o să le scoatem aici. Să le lăsăm la gunoi. Stropitoarea asta e cam spart, așa, nu prea. Ligianul ăsta nu pot să-l iau aparent. Nici găletușa. Bun, altceva mai avem pe aici de aruncat, cioară. Ăsta e bun. Bun, cam atât ar fi. Stropitoarea asta, până una alta, aș vrea să o iau să o pun înapoi aici. O lăsăm aici, că n-am ce să fac cu ea deocamdată. Și să vedem ce să facem. Asta ar fi ideea. Acum vreau să mă duc în oraș. Să vedem ce mai avem de făcut, pentru că na, trebuie să vedem ce mai avem și de făcut și, na, asta este. Trebuie să vedem să ne cadă în calul meu, că nu capi calul meu mașina, e la limită. Deci hambarul avem, căsuța nu trebuie să mai plătim chiria. Și este foarte bine, dacă mă întreb pe mine. Acum trebuie să facem curtea, să cumpărăm și noi o seră ceva. Sau să plantăm ceva și tot așa. După să ne apucăm să mai vindem, să ne apucăm să vedem să producem și noi ceva. Pentru că, nu știu, trebuie să facem și noi niște bani în plus. Dar până una alta trebuie să ajungem în oraș să vedem ce seră. Am văzut că putem să cumpărăm niște serii pe acolo și o să vedem să ne interesăm puțin despre ele. Să luăm una de asta. Deci, aparent, n-avem încă bani să cumpărăm o seră, pentru că, virgulă, costă cam mult. Adică, costă vreo 10.000 una și e cam scump din punctul meu de vedere. Dar vreau să merg până pe am lăsat mașina cu călărești acolo, adică. Așa, vreau să văd o idee de afacere. Asta ce boală are. Așa, o idee de afacere. Nu știu ce să facem efectiv. Ce să aducem, ce să cumpărăm. Trebuie să cumpărăm o remorcă de care să basculează. Asta înseamnă că trebuie să ne luăm un tractoraș. Asta înseamnă că ne trebuie foarte mulți bani pentru un tractoraș. Și trebuie să vedem ce să facem. Vreau să vând mașina de tuns iarba, mai scoate și noi un bănuț după ea. Dar trebuie să găsim un loc de muncă și oh, poate facem vreun rost de vreun din ăsta.
Da? Păi ce ziceți? Ar fi o idee să facem rost, să vedem. Hai să vedem dacă domnul de aici, de la supermarket, are nevoie de ajutor. Am, deci, a zis că e ok. A zis că ne dă 1500 dacă luăm toate gunoaiele alea. Crezi că mai are ceva gunoaie prin spate, prin undeva. Adică, hei, azi trebuie să le duce toate la groapa de gunoi. Și mi-a dat o remorcă. I-am zis numărul, de la ce număr aș vrea să-i pun pe mașină. Remorcă. Și mi-a dat o remorcă și în chirie. Pentru că, na, aici nu poți să-i dai remorca cuiva dacă nu e înscrisă pe numele lui, într-un fel. Are un fel de chestii și îți dă un număr de carton și îl pune domnul de la firmă de aici, de la shop. Și a zis că... A zis că sunt un băiat de treabă și v-am vorbit frumos și a zis că o să avem, dacă vrem, și suntem noi prin oraș, dacă vrem să avem un loc de muncă stabil, într-un fel, să cărăm piatră pe la oameni. Asta ar fi remorcuța. Vedeți că mi-a pus și numărul, e de plastic, de un fel de carton din ăsta plasticat. Bun, hai să mergem să luăm alea toate. Le băgăm remorcuță și vedem care este trebușoara cea lunică. Ce are, mă? Suntem la stânga. 1500, țineți-vă bine. Minus 485. 1000. Și câțiva dolari. Dar nu asta e ideea, mai băieți. Hai să oprim și noi motorul, să mai consumăm, că mai avem jumătate de rezervor. Și astea le băgăm pe toate aici. Și pentru că acum avem și noi loc unde să le punem efectiv. Și butoiul ăla pleacă singur, dar nu știu care-i treaba cu el. Dar, până una alta, să punem și noi astea bine aici. Poing. Poing. Avem ceva de pus. Ușor. Bun. Bă, da. Bun. Ca să mergem să lăsăm toate astea jos. Și trebuie să o luăm la dreapta. Plus... deci am zis că trebuie să o luăm la dreapta, nu? Deci... Ne uităm la... Vreau să mă uităm la cum să... Descarc astea mele. Am văzut că parcă se desface asta din credit, am văzut. Dar... Acum... Trebuie să și vedem care este treaba. Aici este un fel de lăculeț ceva. Aici trebuie să intrăm în dreapta. Nu știu unde exact drumul. Aici. Aici. Ușor că avem și remorca după noi. Bun. Opa, așa. Dacă tot avem remorca asta, să luăm și panorama asta de aici. G. X. Asta știu că e de carton și poate să o trag după mine, nu? Încă te ține minte. Da. Să o aduc aici. Asta-i Dacia, mă? Nu. E de carton. Efectiv, mașinuța asta. Și... Nu. Bun. Ușor. Mă luăm mai așa, că vineam la mașina și n-aveam când să ieșim. Lăsăm și pe asta la... asta o ducem la magazin, pentru că a zis domnul că o vrea el și a zis că ne dă bani în plus. Adică asta ar veni... A zis că dă... 2000... Pe care 1500, dar s-a dus 500, că mi-a dat așa. Plus... Încă 1000 de pe mașinuță, o să-i cer 1300 plus transport. Ar veni 2300. Noi având acum 1500. Ar vine bine. Iar data viitoare, ziua următoare, cum ar fi, adică mâine, cred că a zis că are o mașină mare pe care o să o avem un... La noastră, cum ar fi, nu e a noastră neapărat, dar o să fie... unde s-o pun, mă?
zis să o pun aici. A zis că o să avem o mașinuță, o basculantă, mai bine spus, unde o să... Stai, să o pășăm cu spatele, dacă tot. Bun. Așa. Am bătat, dacă nu zici că-i Daci. A zis că mașinuța asta îi place lui, că a avut-o de mult. Mă. E mișto rău. O dă-și pe Nea Vasile. Nea Vasilaschi! Haide-i! Să ridicăm și noi remorcuța. Mergem acasă, băgăm și noi un somn, că n-am mai dormit nici minte, nu mai țin. Avem și noi o casă acum nouă, tot ce trebuie. Mâine dimineață, deci cât e ceasul? Este ora 12, mă culc o leacă, durează vreo 3-4-5 ore. Cred că o să fie noapte. Dar o să vedem ce va ieși din toată combinația asta. Sper să... Azi că ne dă bani și mâine, că ne dă mașina, dar așa că... Asta este. Trebuie să băgăm benzină la asta. Mașina de tuns iarba trebuie să o vând. Să văd cu eu vând. Cred că o vând prin piață pe acolo, dacă o țin. Că se întreba cineva de ea și... Na. Să vedem cât luăm pe ea. Și după... Vedem ce ne mai rezervă viitorul. Începem să avem un viitor destul de bun. Vreau să facem hambarul, să reînnoim, să reamenajăm puțin, dar până acolo mai avem mult și hai să intrăm și noi acasă. Trebuie să facem o alei. Trebuie să avem mai multe, trebuie să conducem piatra acasă. Trebuie să aducem multe chestii. Și hai că am parcat, dacă e, dă-s-o dă mai în față. Atât. Să aducem piatră și mai avem multe de făcut și la hambar și la tot. Așa că hai să mergem să băgăm un somn.